Miercuri 20 ianuarie, la Filarmonica Ion Dumitrescu a avut loc o nouă ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Încă de săptămâna trecută a fost adusă în discuție utilizarea excedentului bugetar din 2020. La ședința anterioară nu s-a putut ajunge la o concluzie. Astfel s-a decis ca proiectul de hotărâre să fie supus unei reexaminări, urmând să fie dezbătut într-o ședință viitoare. Banii ar fi trebuit să fie destinați finanțării cheltuielilor de investiții pentru continuarea proiectului Educația, calea spre un viitor mai bun, derulat de Școala Gimnazială Colonie Nuci, pentru unitățile preuniversitare de stat, dar și pentru reabilitarea termică a Colegiului Național de Informatică Matei Basarab. În cadrul comisiilor de specialitate s-a discutat din nou acest punct aflat pe ordinea de zi și s-a ajuns la concluzia că proiectul poate fi adoptat, cu condiția de a crea o comisie mixtă care să verifice modul în care sunt gestionate contractele încheiate de primărie. Avem amendament la proiectul de zi. La articolul 1 se înființează o comisie mixtă care să analizeze cuantumul excedentului și înregistrarea la nivelul anului 2020. Aviz favorabil cu același amendament. Aviz favorabil cu același amendament. Doresc ca amendamentul aprobat în comisie de specialitate să fie formulat de următoare maniere. Aviz favorabil cu amendament. Deblocarea sumelor pentru investiții propuse a fi realizate din excedentul bugetar al anului 2020 se va face după verificarea realității datelor prezentate, prin constituirea unei comisii speciale. Mircea Gutău a atras atenția asupra faptului că acest amendament este unul care nu-și are rostul, având în vedere faptul că excedentul bugetar este calculat de trezorerie. Excedentul bugetar se calculează de trezorerie prin baza documentelor înțelegeți de primărie, în necesitatea lui Mircea. Este adevărat că articolul 127 din codul administrativ spune foarte clar că Consiliul Local pot forma comisii mixte, comisii simple, pot forma comisii. Dar, de ce nu încerca să-l corelați cu articolul 129, care spune exact care sunt atribuțiile Consiliului Local? Nu există raport de subordonare, se e clar în lege, între Consiliul Local și primar. Nici nu ați să subordonați mie, nici eu dumneavoastră. După dezbateri, s-a votat ca proiectul de hotărâre să fie adoptat cu amendamentul propus de comisiile de specialitate. Însă Ion Didoiu, secretarul primăriei, a transmis în timpul ședinței că nu va contrasemna proiectul de hotărâre, având în vedere faptul că nu poate fi condiționată intrarea în vigoare a unui act administrativ de adoptarea viitoare a altui act administrativ care nu are niciun temei legal în sfera administrativă.